Lucrările la căsuțele de tip familial destinate copiilor care provin din medii ce nu sunt propice dezvoltării lor sunt în plină desfășurare. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedin se așteaptă ca acestea să fie gata până la sfârșitul lunii aprilie. Capacitatea unei căsuțe este de 12 persoane. La nivelul județului Mehedin vor exista 3 astfel de locuințe. Căsuțele de tip familial sunt destinate copiilor care au trecut prin experiențe ce i-au marcat. Vorbim despre violență, consum de alcool, dar și alte comportamente nocive dezvoltărilor. În Mehedinți vor exista 3 astfel de căsuțe care acum sunt în lucru. Până la data de 1 aprilie ne-am asumat că vom înlocui aceste centre de plasament încă existente la nivelul de GSPC Mehedinți cu căsuțele de tip familial de care făceați vorbire. Prin hotărârea Consiliului Județean s-au alocat fonduri pentru amenajarea acestor căsuțe. Lucrările, cum spuneați, sunt în plină derulare. Din discuțiile cu constructorii, termenul asumat pentru finalizarea lucrărilor este 10 martie, dar s-ar putea, având în vedere ritmul susținut în care se lucrează, să le finalizăm chiar mai repede. Această instituție va fi transformată într-o casă de tip familial care va deservi nevoile a maxim 12 copii care provin din familii, dar și din medii defavorizate. Prin crearea acestor căsuțe se dorește pregătirea copiilor pentru a face față vieții sociale. Pe lângă aceste căsuțe, DGASPC Mehedinți a obținut finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, dar și de la Consiliul Județean, pentru reabilitarea Centrului de Plasament Sfântul Nicodim din Gura Văii. S-a aprobat și cererea de finanțare pentru reabilitarea Centrului de Copii de la Gura Văii. Vorbim de aproximativ 2.500.000 de lei, bani care vor fi folosiți pentru înlocuirea rețelelor, pentru eficientizarea energetică în general, reabilitarea rețelelor de apă rece, apă caldă, schimbarea soluției tehnice de furnizare a agentului termic, în sensul că se vor folosi niște pompe de căldură, reabilitare de acoperiș, reabilitare de fațadă, adică va fi un centru aproape nou, să spunem, la momentul în care se vor finaliza lucrările. Sunt lucrări de modernizare, practic, de finisări, tot ce înseamnă lucrări de modernizare. Ce faceți acum? Văd că băieții muncesc. Momentan, practic, am schimbat ușile, s-a refăcut, se schimbă ușile, se reface tocăria, se reface pervazele la geamuri, se curăță pereții, se reface pavimentul și după aceea vine, practic, lavabilă și tot ce e necesar. Ați avut mult de reparat? Adică chiar era necesară o astfel de modernizare? Da, erau fisuri. Reprezentanții de GSPC spun că investiții trebuie realizate în mai multe centre din județ, în condițiile în care multe au nevoie de schimbări majore.